Deoarece muștele au devenit foarte agasante în ultima perioadă, am făcut o mică capcană pentru muște dintr-o sticlă de plastic tăiată ca să aibă loc de intrare și o soluție preparată din apă cu zahăr, puțin suc de mere și bucăți de fructe. În acest caz am pus ananas. Ea se așează undeva la soare, iar de o oră am prins foarte multe muște. Intră și rămân captive. Am văzut tutoriale chiar cu bucăți de carne crudă, dar probabil undeva lângă animale, dar este o metodă foarte bună. Muștele adoră carnea, mai ales dacă se strică, probabil pusă lângă animale unde sunt foarte multe muște, dar eu aici le folosesc pe terasă, unde se strâng multe muște. Și o metodă mai bună ar fi cu fructe, zahăr, pentru că ele adoră și acest tip de mâncare.